Știința Municipal de Demen Bacău a pierdut clar cu 18-27 în fața campioanei României HCM Constanța în primul meci din turneul Final Three. Turneul final 3 al Ligii Naționale de Handbal Masculin a debutat cu un alt episod din rivalitatea ultimilor ani, HCM Constanța, Știința Bacău. Până la acest meci, cele două formații se mai întâlniseră de 4 ori în sezonul actual, de 2 ori în Liga Națională, în Cupa României și în Supercupa României. Cu o singură excepție, în singura partidă jucată la Bacău, scor 29-29, campioana României s-a impus în confruntările directe. Partida de ieri a fost tensionată, așa cum a fost și ultima din Cupa României, câștigată de Constanța la aruncările de departajare. Scor 45-44. Eliminările au curs pe bandă rulantă în urma unor dueluri în care apărările nu au făcut concesii. Nici o echipă nu a reușit însă să se desprindă după prima repriză la pauză, HCM având un avantaj de 2 goluri, 12-10. După pauză, Constanța a intrat mult mai decis să se rezolve meciul. Gazdele s-au desprins în minutul 42, însă jocul s-a rupt în minutul 50 după o aruncare de la 7 metri ratată de Bondar, la scorul de 20-16. Din acel moment, Constanța a fost irezistibilă până la final, când a stabilit o diferență de 9 goluri, scor 27-18. Rezultatul îl conferă astfel prima șansă la titlu, fiind greu de crezut că ar putea pierde la o diferență mai mare în meciul retur, în cazul unei egalități de puncte. Rămâne de văzut însă ce va avea de spus și Potaisa. Ardelenii vor intra în scenă pe 11 mai, pe teren propriu, într-o partidă cu HCM Constanța.